Andreea. Astăzi o zi complicată, o nouă provocare de la Neața. Își va face apariția pe scena noastră imediat după 8:30. Avem o masă de tenis de masă, ping-pong, cum îi spunem noi, 4 palete, 4 jucători și de aici se simte Magic Touch-ul. Adică avem niște costumați interesante. Tu o să joci cu Flavia. Și eu o să joc cu... De-aia te uitai la mine. Cum? De-aia te uitai la mine așa. Că... Astăzi este... Bine, eu fier pe ping-pong, la bloc mi se spune chinezul. Cum? Fier pe ping-pong sunt eu. Chinezul. Cine? Mi se spune la bloc, că le dau numai tăiate. Numai... Băi, ești nebun. N-am ținut dori în mână o minge de ping-pong. Decât când fac cu aia așa. Incredibil. Astăzi este ziua ta, da. În mai puțin de 10 minute, un moment marca, nu-i așa, Cătălin Oprișan. Să mai facem și cultură, zic eu. Pe bază de cultură. Fiert, nu pe recitat. Numai boșcălie, numai astea, nu merge. Cu ce ai venit? Am venit cu un cetățean rus care se chinuie să parcheze. În primul rând, dumnealui a parcat acolo, mașina acolo fiind mijlocul străzii. După cum o să vedeți, băieții locolesc. Până îi zice unul, băi, colegule, nea Ivane, nu cred că-i mă ok, ia, uitați-vă. De ce el acolo a parcat-o? Și a zis, mă, Ivane, nu cred că e ok, mă, s-o lași așa. Să nu-i o fure. Să nu-i o fure. Bine, și unde o dau? Dă-o cu spatele exact aici unde sunt eu. Uite, ia locolesc. Mă, sigur, dă cu spatele, zice. A dat. Păi ți-a zis, mă, să o las acolo, el încă mai accelerează un pic. Da. Iese ăștia, ce-ai făcut, mai băgat un șaurma aici? Domnul încă mai dă, nu nimerește alea vitezele. A luat și 3 scutere pe sub. Băi, ești nebun, stai la noi restaurant, zice. Hai, uite că mai dau. Doriți la pachet sau serviți aici? Bă, nu-i bine aici, s-o las. Nu, mă, nu e bine, dă-i în spate. Ratează de puțin pe unul de trece cu motoreta să-i zboare casca. Ăia de trec pe spate. Hai, prietene. De ce nu o las aici? Uite pe ăștia. Opa! E op, ușor. Și s-aude atât. Când ne întoarcem, mă, că a lăsat ok. Aici curg pe cineva. Da, să fie cu de toate. Ăsta este ce, mă? Unde-i scuterul tău? Nu mai e. A dispărut. Și agentul constatator, ai văzut că este ceva deosebit. Adică, n-avea nicio treabă. El încă mai învârte. Asta e, dacă omul automat, cutia e vina lui. Omul a făcut treaba, a luat mașina de pe carosabil. Corect. O dată și doi le-a făcut drive-in. Da, dar aveau, numai... drive-in, dar pe bagaj. Asta vine, băi, e unul cu mașina la noi și a urmerie. La casa unu, vă rog. Am înțeles. Nu mai bine o lăsa acolo, că așa a fost vorba de la început. Bun, ce înseamnă un arbitru șmecher, un meci de fotbal? Ăia încep tot să... un fault acolo și vin tot să-l ia... Băi, nu ți-e rușine, vin toți, ia dați-vă mă că-l bat eu. Băiatul bagă mâna ușor în buzunar și scoate cartonașul roșu. Ușor. Îl scoate așa și îl ții. Ăia să... Opa, are care cartonașul. Hai mă să plecăm de aici, dați-i drumul toți, hai. Lasă, nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic, domnul arbitru, stați liniștit. Da, mai dă-i odată. Băi, omul șmecher, vine aia, băi, nu ți-e rușine că n-ai dat acolo. Ia uite, ia de mine. Du-te mă de aici, că-i spun eu. Îl bagă mâna ușor, hai, bă, ia uitați-vă. Mie-mi place. Hop și a scos. Ăla, uitați-vă cum să... Opa, bă, are cartonaș. Da, hai mă să-i joi drumul. Lasă-mă. Dă-l încolo de fault. Asta e, acum. Îl bagă la loc omul. Hai, rog, ne luăm de la un fault. Ce naiba pornit de la... Bun, băiat. Și o scrisorică vreau să vă arăt. Cea mai tare scrisoare din istoria omenirii, părerea mea. Așa. Este din 1997, dar a dat-o televiziunea italiană aseară. De ce? Băi, nene, Gianfranco s-a căsătorit cu Orieta. Așa. În 1997. Gianfranco fier pe fotbal pe Padova. Și a zis, băi, nene, pe mine nu mă interesează contact prenupțial și astea. Facem o foaie înainte să mergem la popă în față și la biserică, prin care tu mă lași la toate meciurile lui Padova de acasă. Contract. Altfel, și au făcut contractul, altfel nu mai iau cu tine. Subsemnatul. Subsemnata, Orieta cu tare. Jur că las pe băiatul Gianfranco. Uitați traducerea aici așa mai jos. La toate meciurile băieților de la Padova și la cele jucate acasă obligatoriu și la cele din deplasare pe care el le consideră importante. De ce ne treabă? Prințule, săptămâna asta, bă, nu mă duc la Verona. Ok, stai cu mine. Da. În contrapartidă, bă, dai și tu ceva, Gianfranco i-a spus soției lui că o va acompania la concerte și la teatre, deși nu le consideră interesante. Chiar dacă el nu le consideră interesante. Hai că merg cu tine, zice, da. Sunt niște tâmpenii. Dacă nu sunt 11 băieți să fugărească bășică, nu. Astăzi, în ceva momente, ne pregătim pentru un moment poetic. Cătălin Oprișan n-a mai recitat de la 15 ianuarie prin telefon din ședința celor de la Digital. E perfect astăzi, pentru că astăzi, pe 24 aprilie 1911, s-a născut Eugen Jebeleanu. Lumea zice, cine mă, unde a jucat ăsta? La Poiana, Câmpina? S-a născut la acea? Dar, după părerea mea, acum eminesciologii o să-mi sară în cap, eu zic că e cel mai mare poet român
ca traducere. În 59 cel mai tradus poet. Cel mai tradus. În 59 de limbi. Zice că este tradus Jebeleanu. Am un prieten care a fost în Argentina la Buenos Aires în 90 și ceva și mi-a spus că pe scenele din Buenos Aires încă se recită Surâsul Hiroshima al lui Eugen Jebeleanu. Tu știi și în spaniolă? Nu. Nu. Nu, mi-ajunge în română. Ți-ajunge în română. Am învățat-o în 1985 pentru Cântarea României. În 1985. 85. Ai învățat-o pentru Cântarea României. Pentru Cântarea României am luat premiul întâi pe țară. Ena. Da, ăia toți era cu nenicul, am venit cu Surâsul Hiroshima și mi-a zis: "Dați-l pe ăsta deoparte de aici." Păi eram cu cămeșă, plin de sânge, tot cu cămașa ruptă. Ce-i mă cu ăsta? Ia toți tovarășii Nicolae Ceaușescu, savant, da. Și vine, opriceam Surâsul Hiroshima. Dați-l pe ăsta deoparte. Dar tu erai cu Duban pe echipă sau care? Era mai bătrân Duban. Duban? Eu îi dădeam raportul lui Duban. Adică era Dumnezeu meu. Da. Cătălin Oprișan, maestru la www.a1.ro, poate să facă și astfel de lucruri de dimineața, nu-i așa, la matinal. Dar avem și tămbălăul nostru de rigoare, pe care îl executăm cu mare aplomb de câte ori suntem solicitați. Da, exact. Nu e așa? Am găsit. Scărmăniciul internetului s-a întors. Am zis, pentru că este Sfânta Zi de Vineri, adică să ne mai și distrăm, a scos Rățușca pe puișorii ei la treabă. Iată ce înseamnă o cursă cu obstacole. Deci ea se duce în față, gâscărață, nu știu ce e asta. Și zice: "Haide, tată, că aveți de suit. Hai, trageți de voi un pic. Hopa, hai mă, trageți de voi. Hop, ăla mai atletă ăla. Nu știu, asta e, tată, nu puteți, nu. Hop. Hai toți după ei." Au prins pe acolo, mă. Da, n-ai voie să-i ajuți. E cursă, ia, hai mă. Hai că puteți, da. Și-o pe ei. Hai mă, cu un pic de curaj și... Asta faceți voi în birou la digital? Da, și facem pariuri cu Alberto. Zi mă care rămâne ultimul. Pe 3 la 1 că ăla gras din ultim. Păi, la urmă o să treacă toți, dar mai greu. Da. Alberto, zici și bă, lași fără servici. Bă, lași, așa. Mai avem aici o imagine senzațională din fotbalul mondial. E un gol, oarecare. Unii pleacă pe contraatac și înscriu. Rugămintea este să ne uităm la fundaș, supărat că primește gol, ce face. Unii dau cu piciorul în bară, el dă cu capul în bară direct. Dă nervi. De ce ia să duc? Uitați-vă, vă rog, la băiatul în alb, la gol. Și acum băiatul în alb. Nu se poate, mă, zice, ce gol a luat. Eu nu știu cum ne-a căzut la tâi, mai dăm o dată. Nu se poate, zice, ce gol am luat, din ce s-a întâmplat, că n-am putut să... Ia, ăștia dau un gol normal, asta este pe contraatac, gol. Cu mâninca acum de vie, zice. Mamă. Să mișcă bară, ia. Uite, uitați-vă, vă rog frumos, la bară, cum face bara. Ia. Da, bine de tot. Continuă alergarea. Mă doare și pe genul dureros. Ultima, te rog tare mult. Ultima. S-au inventat chibritele care nu se sting niciodată. Sunt bune pentru băieții care fac grătare, pe vânt, pe ploaie. Așa. Deci ăsta este chibritul. Ce i-a dat aia cu pucioasa acolo, cu ce i-a dat? Și câteva experimente ca să vedeți că nu se stinge niciodată. L-ai aprins, ai dat cu aer pe el, când ai luat aerul, el se reaprinde. O să ziceți, și care e șmecheria, da? L-ai luat, l-ai aprins, l-ai pus în pământ, l-ai îngropat, i-ai făcut îngropăciunea, el continuă să ardă. Nu cred. L-ai desfăcut, arde. Păi, hai că am mai văzut șmecherie, da? Deci asta e bun pentru băiatul care face mici, că eu tot pe mici o trag. Ia, ai pus acolo, da? Ai călcat. Nu se stinge, l-ai luat, ai aprins din nou focul. Iar l-ai stins. Păi și cu ce? Doar cu apă? Nici cu... Ce? Ai greșit. Greșeală mare. Răzvare urmărește cum bagă băiatul ăsta în apă. L-ai băgat acolo, când l-ai scos, o să zici, e mort. Nu există la grătar de ploaie, ai nevoie de așa ceva. L-ai aprins și a pornit pe treaba lui. Hai, bă, du-te. Bun, stai un pic, ai zis în apă. Ia-mă și stinge-l în apă. Bagă-l mă în apă. Toarnă-mă apă peste el. Gata, mă, l-ai ucis. Nu există, grătarul are nevoie de chibrit. Bagă-l mă în apă. L-ai scos, l-ai făcut de 2-3 ori. Păi și cum stingi grătarul? Grătarul? Dacă e tot dat cu substanță. Păi nu stingi niciodată, îl ții acolo. Ăsta e ca bumerangul. Bumerangul nu poți să-l pierzi niciodată. Ai auzit vreodată bumerang pierdut? Așa și este. L-am scos de acolo, el arde continuu. Cătălin, rămâne alături de noi. După pauză o să executăm noua provocare de la Neața. O masă de ping-pong, de tenis de masă, cu fileu, mingi și palete specifice, dar cu, nu-i așa, virgula de la Neața, ce dă savoare unui banal meci de ping-pong.